trebuie să încerci și să, ca să reușești. Dacă nu încerci, nu testezi piața, n-ai să afli niciodată pe lângă ce ocazie ai trecut. Mi s-a părut foarte bun cursul, n-aș putea să spun. Adică problema care o am acum, iar cu bestsellerurile, dar trebuie să iau, nu prea știu cum să caut bestsellerurile. Eu am căldat cam din greșeală pistiele. Eu sunt mulțumit așa, deci am lansat o produse și trei le-am epuizat, așa, și alea alte merg așa, câte unul pe zi, câte două. Asta e foarte bine. E foarte bine, adică unul pe zi deja. Gândește-te că tu ai 8 acum, dar... Încearcă să te gândești când o să ai 400 ca mine, dacă te ții de treabă. Am avut 5. Adică mai am 5 acum. Da. Și deja i-am dat o comandă lui White Top, i-am dat o comandă pentru tren și o comandă pentru avion. Adică ai comandat al doilea stoc de produse și al treilea. Și al doilea și al treilea, exact. Da, da. Da. Super tare. Bun, pentru cine nu știe așa că... Sorin a făcut parte din prima ediție de Cursanți și s-a ținut ceas. Noi îl dăm exemplu că a fost lecția și s-a ținut și a pus întrebări și a lămurit orice aspect. Da. Cum ți s-a părut cursul așa? Întâi? Cursul mi s-a părut super bun, super tare. Deci am lămurit niște probleme care le aveam de mult și... Da, însă și alegerea produselor, alegerea bestsellerului e foarte important, că multă lume se gândește poate să aducă un produs, dar nu știe ce să aducă. Nu știe dacă se vinde, se uită pe piață, e foarte greu să alegi produsul. Aici mi-ați deschis mintea. Sorin, înainte de a începe acest business pe EMAG, ai mai avut experiență în vânzările online? Da. Da, acum 10 ani am avut un magazin online. N-am lucrat cu produsele mele, am făcut contract cu vreo 10 depozite, cum ar fi Noriel. Ok, am înțeles. Depozite de jucării. Și ei îmi trimiteau feed-urile lor, eu le încărcam în magazinul meu online, nu investeam bani în produse. Pur și simplu vindeam produsele lor. În momentul era când gen aveam dropshipping. O comandă, trimiteam curierul la ei la depozit. Gen dropshipping. Ceva. Okay. Super. Deci luau aia, îmi dădeau banii, eu plăteam după un moment dat. La început plăteam produsele înainte. Pe urmă au început să aibă încredere, nu mai plăteam. Deci după ce încasam banii de la curier, le dădeam lor banii, pe urmă plăteam și curierul și alte cheltuieli. Și cum ți se pare modelul ăsta EMAG față de a avea propriul site propriu? E super bun, adică e super bun că totuși se văd rezultate, că am vânzări. Uh-huh. În partea aia altă, cum eram, depindeam de produsele cuiva, era concurența mare. Așa. Dar e practic așa, gen față de cum ai avut magazinul online, să nu investești în reclame, îți vine mult mai ușor, nu? Da, e să plătești, mult mai ușor. Plătești doar când vinzi. Plăteam o grămadă de bani la Facebook, dădeam ca să... Asta e, că arzi multe bugete. Și nici tu nu te așteptai ca să pui pe site produsele și să-ți vină clienți fără să faci, decât să faci lucrurile inițial și face... Chiar așa. După cât timp ai primit prima comandă când ai lansat aici pe Marketplace? Haideți să vă spun că am riscat maxim. Deci eu v-am spus că am avut probleme cu produsele. Undeva vineri era înainte de... În orice caz, vineri m-a sunat de la vamă și mi-a zis: domnule, sunt la vamă la Bacău. Exact înainte de Black Friday. Eu când am auzit că au ajuns vineri produsele, eu deja am zis luni mă duc să iau coletul. Și deja am dat drumul, că le aveam pregătite, aveam totul în gal, cu stoc zero, totul pus pe IMA cu stoc zero și le-am dat drumul. N-am reușit să iau produsele nici luni, nici marți, nici miercuri și au început să curgă deja comenzi. Deci luni mi-au curs prima comandă, marți prima comandă și eu abia joi am luat produsele. Deci
Tu practic vindeai și nici nu aveai stocurile, nu? Da, nu aveam, eu nu aveam produse, dar vindeam. Libertare asta. Tu nici nu știai exact cum arată produsele și de așa. Da, nu știam, dar bine, eu am avut informația bună de pe 1688. Am bine, pus dacă fotografii. Le-ai ales bine, adică ai urmat tot procesul exact și ai avut... Am ales bine astea trei, le-am ales bine, dar restul 5 nu le-am ales, pentru că am luat produse undeva la 40 de lei, 40-50 de lei le-am cumpărat din China. Deci slăbuții, undeva nu mi-am scos cheltuielile, nu prea, dar, nu. Aici dar pe viitor știi ce să faci acum, pe viitor știu că, da, le-am luat cam ieftine și am un profit de 10 lei la produs, dar le dau drum așa ca să scăp de ele. Da, bine, dar tot le vin și îți recuperezi investiția. Important că nu rămâi cu nu rămâi cu banii, cu stocurile și să nu mai poți face nimic cu ele. Da. Știu ce să cumpăr. Și bine, pot să le aduc și pe alea la alte 5, dar trebuie să le aduc cu trenul. Deci și atunci o să rămâi cu profit. Da, ca să rămân cu profit. Păi, atunci perfect, adule, foarte adică tare. Adică am profit de 50-60 de lei dacă le-aș aduce cu trenul. Perfect. Este fix în target. Deci, practic, tu din 8 produse, 3 vând super bine. 3 s-au vândut deja, da. Și restul vând așa și așa. Da. Unu am vândut 20 de bucăți într-o săptămână. Deci acum, ce te gândești să faci, Sorin? Să aduci în jurul lor produse complementare sau tot așa din alte nișe, gen un magazin universal? Cum te gândești pe viitor? Deci deci nu mă acces pe produse în jurul acelui produs. Nu, caut din diverse categorii. Stai că vreau să revin 20 de produse într-o săptămână. Felicitări, adică asta dar este... aici cred că pe lângă ce am explicat lui Sorin, totul se datorează lui pentru că este, cred că e cel mai activ din grup cu siguranță. Da. El orice a fost. Asta se vede, asta este cheia succesului. Eu am lucrat cu concomitent cu voi când ați spus cum să facem prezentările, eu deja le-am încărcat pe IMA, le-am încărcat cu stoc zero. Când a spus voi pot fi încărcate cu stoc zero, eu le-am încărcat. Ai lucrat mult, Sorin, în pași până, adică cam câte ore ai lucrat? Nu, am și servici, veneam seara, în loc să pierd timpul la televizor, o oră, două, stăteam pe calculator și cu televizor aprins și eu făceam cred că două treburi deodată. Da, afară din casă televizorul, nu știu oricum mă uit la el. Da, păi eu am început să tai din program. Good habits. Da. Așa, ce probleme ai întâmpinat? Adică, nu știu, când am făcut cursul, a fost vă ceva ce puteam să explicăm mai bine sau, nu știu? Da, eu am pierdut un curs odată, dar l-am văzut în reluare. Ce să zic, nu știu, mi s-a părut foarte bun cursul, n-aș putea să spun. Adică problema care o am acum, iar cu bestseller-urile, dar trebuie să iau, nu prea știu cum să caut bestseller-urile. Eu am dat cam din greșeală peste ele. Nu e din greșeală, să știi. E acțiunea efortului depus de tine și te felicit pentru lucrul acesta. Trebuie să reiau cursul acolo unde ați explicat, că de explicat ați explicat bine, dar eu n-am fost atent sau am lipsit atunci. Oricum, nu-ți face griji că dacă ai reușit prima dată, ai reușit că ai respectat și ai făcut cum trebuie. De acum tu doar trebuie să repeți acest lucru și... Oricum, oricum, eu când au 20 de produse într-o săptămână, asta e un produs, wow! E un produs beton, într-adevăr. Păi am comandat, iar acum i-am dat chinezului, deci 70 de bucăți pe Porsche, 30 de bucăți pe avion. Păi, bravo. Asta înseamnă a doua comandă și a treia comandă, înseamnă că dai drumul la business. Prima comandă e de test. Da, ai testat. Asta e... Așa, din toate produsele care le aduci, ți-e frică că rămâi cu vreo unul și pierzi bani la el? Nu cred. Mai am pe ăștia, eu lucrez, deci în silvicultură, v-am spus, și băieții mi-au cerut camere de vânătoare ca să vadă hoții când intră în pădure.
Și iar am comandat și din astea vreo 10 bucăți și mi le iau ei. Foarte tare. Cred că dar nici nu mai reușesc să le pun pe inima. Ți se întâmplă același lucru cum mi se întâmplă și mie. Lumea știe că faci lucrul acesta și începe să zică: salut, Sorin, am și eu nevoie. Poți să-mi aduci? Da, și da, fost face multe comenzi și chiar așa, și eu fac multe comenzi de genul. Chiar... Da. Eu aș fi vrut să... Noi folosim în silvicultură o clupă de măsurat arborii. O piesă de în aluminiu în jur de 8-10 milioane. E ca un șubler. Ca un șubler mai mare. Da. Am încercat să văd de ce îl fac niște băieți din Suedia și vând pe Alibaba. Dar nu-mi convine să-l aduc, pentru că ajung la același preț cu care e aici, la noi. Nu știu. Da, nu-mi convine. Atunci renunț la el și cauți altele care... Cred că e genul de produs care e mare, trebuie, dacă îl găsești, oricum trebuie să-l aduci pe tren sau vapor. Cred că e destul de voluminos. Deci pe 16,88 e același preț ca în România. Deci undeva la 10 milioane. Bucata. Da, înseamnă că e un produs care probabil are... Produce aici, la, nu, și se fabrică și la noi, probabil. Posibil, da, pe aici, prin zonă. Ar trebui să iau legătura cu ea, cu suedezii, cred. Da, cred, da. Poți să aduci și din Suedia. Oricum, dacă noi, cum spuneam întotdeauna, dacă nu-i matematica acolo și nu-i profitul, da, trece mai departe. Nu ne atașăm emoțional. Exact. Da, da. Păi, Sorin, ce sfat ai dat cuiva care are un dubiu acum sau își pune întrebări dacă se merită să înceapă cursul, deci, mai ales? Eu cred cheia succesului e perseverența. Trebuie să încerci și ca să reușești. Dacă nu încerci, nu testezi piața, n-ai să afli niciodată pe lângă ce ocazie ai trecut. Action man. Și consider că a meritat investiția în curs? Da, adică... categoric. Face toți bani. Sigur că da. Da. E... Cum ți se pare grupul și colegii? Ok, sunt câțiva activi, Răzvan Oan, am reținut nume, Ștefan Toma, dar destul de activ. Băieții s-au apucat și cred că sunt în fața mea și cred că au experiență mai mult. Mai este cineva care la fel este la treia comandă cu care am discutat personal. Aha. Și la fel ca și tine, a plasat pe trena treia comandă, am fost chiar surprins plăcut și să zicem, toți cei care... La sfârșitul anului 2022 o să avem cifre, ne găsim și facem un chef așa. A fost, sigur că da, sigur, cu cea mai mare plăcere. Da, deci a fost o surpriză plăcută vânzările, să înțeleg. Da, a fost, sigur că da, au fost și momente bune, că a fost Black Friday, acum avem iar Crăciunul, deci exact. Sigur se va vinde. Să vezi ce fel o să fie ianuarie, o să te surprindă ce fel merge ianuarie. Bine, păi mă gândesc bine... că o să fii moment mort. Nu. O să meargă ianuarie top, mai bine decât decembrie. O să vezi. Mă bucur, sper. Da. O să vezi. Da. Eu am experiență din anii trecuți și chiar m-a surprins. Cum e Mihai să stai toată ziua acasă cu copii și... Apoi acum mă strigau. Da, e plăcut să lucrez de acasă, pot să fac pauză oricând, să mai încarc un produs, să mai caut ceva. Sorin, ce să zic, vreau să te felicit. Noi te-am lăudat la toată lumea, fiindcă te-ai ținut de treabă. Și cred că ești un model pentru oricine vrea să înceapă chestia chiar asta. Chiar și pentru mine, Sorin. Da, sunt uimit să aud că ai avut un post care a avut 20 pe săptămână, deci este super. Da, s-a dus. La cât mai multe, Sorin, îți dorim. Da, de acum trebuie doar să repeți. Mulțumim și noi că ai avut încredere. Da. Și, nu știu, acum să ne auzim când faci 100 comandă sau a 50-a și... Da, chiar te rugăm să scrii pe grup și... Ne vedem la un suc, o bere, ne găsim sigur, fizic. Sigur. Sigur aveți învăța unii de la alții. Când vând al 50-lea produs, din sortimentul ăla beton, pun pe grup. Pui pe grup. Super. Felicitări, Sorin, și mulțumim pentru feedback. Mulțumim, Sorin. Și ține legătura pe grup. Mulțumesc și eu.